Duță, dar văd că aveți și tricoul aferent. Bună dimineața, domnul Răzvan, bună dimineața, domnul Dani. Da, sunt în complexul sportiv Dinamo și astăzi, de Ziua Națională a Tineretului, am venit să vedem cum se pregătesc juniorii de la secția de rugby de aici, de la Dinamo. Lângă mine este Ștefan Demici, fost sportiv de performanță, rugbyist, astăzi în calitate de manager. Bună ziua, Ștefan, astăzi, de Ziua Națională a Tineretului, i-ai pus la treabă? Bună ziua și, așa cum vedeți, i-am pus la treabă după o bine meritată mini-vacanță, având în vedere că sâmbătă au avut disputat un meci în cadrul competiției din Asociația Municipiului București, o bine meritată victorie, așa că au avut câteva zile, iar de astăzi am reluat antrenamentele. Eu am venit aici să văd juniorii. Ei sunt juniori pentru că par destul de mari. Ce vârste au? Echipa de U17 ani care participă în campionatul național. Am sub 17 ani? Da, sub 17 ani. Haideți să spunem puțin acum de cât timp îi ai tu și de la ce vârstă pot veni să practice acest sport și este un sport în care avem foarte mult fair play. În general, copiii la rugby pot veni în funcție de aptitudinile fizice și de calitățile motrice de la vârsta de 8 ani. Această echipă noi am construit-o acum 2 ani, având jucătorii născuți și crescuți în propria noastră pepinieră, iar câțiva au fost aduși de la alte cluburi. Eu, dacă vreau să aduc un nepot, un copil la rugby, se plătește? Nu, rugby-ul nu percepe taxe pentru promovare și nici pentru inițiere. Rugby-ul este un sport la care se vine de plăcere, până la nivel de seniori, atunci unde încep să fie plătiți. Am văzut aici și niște băieți puțin mai mari. Sunt vreo 3-4 băieți mai mari. Care este povestea lor? Băieții mai mari sunt foști componențe echipei de rugby seniori, campion național de atâtea ori cu echipa Dinamo. Au încetat activitatea sportivă, acum au trecut în profesional și fac parte din detașamentele poliției și vin să se antreneze, ei fiind un bun exemplu pentru cei tineri. Apropo de exemplu, mi-ai spus aici despre un băiat, băiatul din stânga în tricou galben, care are o poveste foarte frumoasă și este foarte implicat, iubește clubul Dinamo, cu toate că a avut niște oferte. Despre ce este vorba? Numele lui este Răzvan Pătru, este capitanul echipei, este component al lotului național de juniori. Câteva echipe din țară, mai exact Dobrogea, și-l-au dorit foarte mult, însă băiatul a decis să rămână în continuare la Dinamo pentru că iubește foarte mult acest club. Ce vârstă are el? U17 ani, sub 17 ani. Mamă, eu săptămâna trecută am fost și am filmat cu niște juniori, niște copilași de la box și m-am contrat cu ei, am încercat. Aici nu am nicio șansă și nici nu îndrăznesc să măsuri. Nu-ți recomand acest lucru pentru că avem și băiat care este component al echipei cu 135 de kilograme la vârsta asta. Îți mulțumim foarte mult. O concluzie la final. Ai vrea să ne mai transmiți ceva celor care iubesc acest sport și care ar dori să vină? Aș vrea să transmit tuturor spectatorilor și telespectatorilor că rugby este un sport frumos, foarte apreciat în întreaga lume și că ar putea veni în număr mult mai mare la stadion, având în vedere că joacă echipa națională a României, că acum se apropie semifinalele și finalele campionatului național de seniori și pot veni să vadă un spectacol de excepție cu mult fair play. Felicitări, vă mulțumim foarte mult și eu vă apreciez acest fair play, cu toate că sunteți foarte puternici, niciodată nu comentați la arbitru și nu vreți să vă măsurați forțele altfel în teren decât sportiv. Felicitări pentru lucrul acesta. Mulțumim. Domnul Răzvan, domnul Dani, cam atât de la stadionul de rugby și nu am nicio șansă, nu o să vreau să măsor puterile cu ei, pentru că din start am pierdut. Azi, că alergi repede, ai fiu aripă, iute. Mulțumim, Duță. Să știți că la rugby... Ce tare, ia mai de o dată să mai văd dată. Păi abonamentul meu. Da, mă, dă să mai derulez eu dată. Fă-ți abonament pe Antena Play și derulez înainte și înapoi.